În cadrul forumului economic care are loc în capitala de nord a Rusiei, șeful statului a avut o întrevedere cu președintele Consiliului de Administrare al companiei Gazprom, Alexei Miller. Mai multe detalii despre întâlnire, Igor Dodon a relatat pe pagina sa de socializare. Astfel, în timpul dialogului, părțile au examinat modul și perspectivele de cooperare în sectorul energetic. În special, au discutat chestiuni ce țin de livrarea gazului rusesc în Moldova și tranzitul acestuia pe teritoriul Republicii. În anul 2018, societatea pe acțiuni Gazprom a livrat Moldovei gaze în volum total de 2,9 miliarde de metri cubi, ceea ce înseamnă cu 8,4% mai mult decât în anul 2017, 2,7 miliarde de metri cubi. Contractele de livrare a gazelor către consumatorii Moldovei și tranzitul gazelor pe teritoriul țării noastre, semnate de Societatea pe acțiuni Gazprom și Societatea pe acțiuni Moldova Gaz, sunt valabile până la sfârșitul anului 2019. În cadrul dialogului cu președintele Consiliului de Administrare al companiei Gazprom, domnul Alexei Miller, au fost obținute înțelegeri privind lansarea negocierilor ce țin de condițiile noilor contracte de livrare și de tranzit a gazelor începând cu 1 ianuarie 2020.